Pacea Domnului, frați și surori, și Hristos a înviat. Putem să spunem și altfel, și eu de fiecare dată spun așa, Hristos este viu. Amin. El este viu în vecii vecilor. A fost mort și a înviat și este viu la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, pentru biserica sa de pe pământ și pentru toți aceia care au înviat împreună cu El. Este o sărbătoare mare în creștinătate și ne bucurăm pentru că noi privim altfel lucrurile față de cei care sunt creștini nominali, să spunem, și care nu au experimentat nașterea din nou, această lucrare minunată pe care Dumnezeu a făcut-o în inimile noastre. Și în această dimineață și noi sărbătorim Paștele, cum de altfel sărbătorim în fiecare zi întâia săptămânii. Ne aducem aminte, Domnul Iisus a spus să ne aducem aminte de lucrarea aceasta pe care l-a făcut-o la cruce, la Golgota, și vom vedea că Domnul Iisus Hristos a dorit mult ca să facă această lucrare cu ucenicii săi, să instituie acest nou legământ. Legământ care l-a încheiat El cu prin însăși trupul său și sângele său acolo la cruce, la Golgota. Sărbătorim Paștele, dar știți cine este Paștele nostru? Este Domnul Iisus Hristos. De aceea, Apostolul Pavel spune, ca să sărbătorim Paștele, nu cu un aluat vechi de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și ale dreptății. Iată, aici are o semnificație foarte deosebită ceea ce spune Pavel corintenilor. Nu cu un aluat vechi de răutate și viclenie. Aluatul este simbolul și arată spre păcat. Deci atunci când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să facem o curățire în viața noastră de tot ceea ce este vechi și să sărbătorim pe Domnul nostru Iisus Hristos cu azimile curăției și ale dreptății, adică să eliminăm din viața noastră aluatul și păcatul, pentru că Domnul ne-a spus și Apostolul Petru spune, dacă am înviat împreună cu Hristos, trebuie să trăim și să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Aș vrea în această dimineață să citim un pasaj, un episod din Evanghelia Luca, care vorbește de învierea Domnului Iisus Hristos. Și în Luca, la capitolul 24, de la versetul 1 la versetul 8, citim textul acesta, care se intitulează chiar așa, Învierea lui Iisus. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat în lăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte de ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele acestea. Iată, în ziua întâia săptămânii, sunt amintite în primul rând femeile care au asistat la această procesiune a răstignirii Domnului Iisus Hristos. Au văzut cum Iosif din Arimatea, un om cu vază, un om bogat, a venit și a avut curajul să meargă înaintea lui Pilat și să ceară trupul Domnului Iisus Hristos. L-au luat, l-au înfășurat în pânze, așa cum era obiceiul la evrei, și Iosif din Arimatea, omul acesta bogat, i-a oferit mormântul lui săpat în piatră, care nu mai fusese așezat nimeni, și femeile au
fost acolo, au fost martore la ceea ce s-a întâmplat prin îngroparea Domnului Iisus Hristos. Și mă gândesc că ele cred că nici n-au putut să doarmă noaptea aceea, gândindu-se și fiind îndurerate ce i s-a întâmplat învățătorului și Domnului lor. Femeile acestea, să știți că l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos încă din Galileea, l-au însoțit și i-au slujit și l-au ajutat cu tot ce au putut. Femei care aveau inima plină de dragoste și de iubire față de Mântuitorul, au fost atât de îndurerate de condamnarea la moarte, de moartea, de chinurile prin care Domnul Iisus a fost supus și cu toate acestea ele n-au dat înapoi și ele au fost primele în dimineața învierii care s-au pregătit, s-au dus, au pregătit miresme ca să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus Hristos. Iată, dragostea și iubirea față de Mântuitorul, care nu le-a împiedicat cu nimic, nici o piedică, nici un obstacol, nu le-a stat înainte. Spune că au plecat dis de dimineață către mormânt. Și Marcu ne spune că ele totuși discutau pe drum și spuneau, cine ne va da piatra la o parte? Pentru că acolo mormântul a fost, în fața mormântului a fost așezat o piatră mare, se spune că cântărea în jur de 3 tone. Cine ne va da piatra la o parte? Dar totuși n-au zis între ele, nu avem cum să mergem și să accesăm acolo, să intrăm în mormântul Domnului Iisus. Și nu au renunțat, nu s-au întors înapoi, au mers înainte, au mers înainte. Și iată că atunci când au venit la un mormânt, dis de dimineață, cu miresmele pe care le pregătiseră, au găsit piatra răsturnată. Și spune că au rămas uimite, vă dați seama, și șocate de faptul că piatra fusese dată la o parte. Ce au făcut femeile? Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Deci ele au intrat în mormânt, așa spune versetul 3, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus Hristos. Deci, niște femei curajoase, pe lângă faptul că ele nu au precupețit nimic, au cheltuit atât de mult, din ce au avut ele, au pregătit aceste miresme, niște femei simple, niște femei care l-au iubit pe Domnul, care l-au urmat pe Domnul, ele au fost și niște femei curajoase, au intrat în mormânt și spune că acolo n-au găsit trupul Domnului Iisus. Și uimite și mirate de lucrul acesta, imediat au văzut doi îngeri care le-au spus și li s-au adresat. De ce căutați printre cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, a înviat, nu este. De ce îl căutați? Cuvintele acestea care au rămas niște cuvinte proverbiale pe care le-au rostit îngerii femeilor sunt de actualitate și pentru zilele noastre. Să știți că oameni, și sunt atâția oameni care îl caută pe Dumnezeu în mod sincer, dar îl caută în locuri nepotrivite. Și în zilele noastre sunt oameni care caută să se apropie de Dumnezeu, să se închină lui Dumnezeu, dar se închină într-un mod greșit, se închină la obiecte făcute de mâna omului, se închină la relicve omenești, noi știm lucrul acesta, se închină și doresc să se închine cât mai mult, să aibă eficiență această închinare și merg oamenii la mănăstiri care au nume de rezonanță ca să se închine acolo sau merg să se închine, eu știu, în biserici care au renume, dar nu aceasta este lucru important. Domnul Iisus i-a spus femeii samaritence, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, pentru că mântuirea vine de la iudei. Deci, din seminția lui Iuda s-a ridicat mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu putem să găsim și să
accesăm mântuirea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o decât în persoana Domnului Iisus Hristos. Deci, vă închinați la ce nu cunoașteți, pentru că Dumnezeu dorește ca să ne închinăm înaintea Lui în Duh și în adevăr. Astfel de închinător dorește Dumnezeu. Și femeia aceea samariteancă a fost uimită de cuvintele Domnului Iisus și a spus: Știu că va veni Mesia și El ne va spune toate lucrurile. Și Domnul Iisus Hristos, prin ceea ce îi spune atunci, în momentul acela, ea efectiv rămâne șocată și îi spune: Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela, eu sunt Mesia. Și femeia aceea pleacă și nu mai a uitat și de apă pentru ce venise la fântână, a lăsat găleata și s-a dus în cetate să le spună oamenilor că l-a întâlnit pe Mesia. De fapt, tot neîncrezătoare a spus: veniți să vedeți un om care mi-a spus totul din viața mea. Nu cumva acesta este Hristosul, este Mesia? Și desigur că Domnul Iisus Hristos a ajuns și acolo în satul acela al samaritenilor și a propovăduit cuvântul și oamenii au spus: crede mai mult acum, nu din prin ce ne-ai spus tu, ci prin faptul că noi am văzut și am crezut că El este Hristosul. Iată, îngerii care le-au făcut descoperi lucrul acesta și le-a spus: nu este aici ce a înviat. Ce au făcut femeile? Imediat au ieșit din mormânt și au alergat la ucenici să le spună vestea cea mare. Și mă gândesc, așa cum am spus, că față de aceste femei cu o inimă mare, cu inimă plină de dragoste pentru Domnul Iisus Hristos, care n-au precupețit nimic pentru ca să poată să ajungă la mormânt și să îl îmbălsămeze, atât mai puteau să facă ele, considerau pentru Domnul să-i îmbălsămeze trupul. Iată, nici noi în zilele acestea nu putem decât să ne exprimăm admirația față de aceste femei. Și vă spun că și în adunarea noastră și trebuie să avem respect și să cinstim surorile care sunt în mijlocul nostru, care au un suflet ales. Și trebuie să înțelegeți că noi, bărbații, suntem mai puțini. Întotdeauna sunt surori mai multe. Surori în mijlocul nostru, care Dumnezeu le-a deschis inima și care multe dintre ele chiar suferă împotrivire și persecuție din partea familiei și a celor care nu sunt credincioși din familia lor și sunt convins că se roagă pentru cei dragi din familiile lor. Iată, iubiți frați și surori, de altfel toți evangheliștii, dacă este să citim în cuvântul lui Dumnezeu, alocă o foarte bună parte din scrierile lor acestui eveniment și acestei ultimei săptămâni din viața Domnului Iisus Hristos, care se încheie cu moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus. Învierea este piatra fundamentală și temelia credinței noastre. Apostolul Pavel le spune corintenilor, zice: dacă n-a înviat Hristos, propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră, dacă n-a înviat Hristos. Dar acum Hristos a înviat. Hristos, Domnul, este viu și prin El am căpătat și noi viața din El, viața veșnică, pentru că El era viața. Și dacă ne uităm chiar în Vechiul Testament, să știți că se vorbește despre înviere. Și prorocii vorbesc despre faptul că există o înviere. Ei au scris, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și mulți dintre ei s-au întrebat, pentru că acele cuvinte inspirate pe care le-au scris în profețiile lor aminteau despre înviere. Dacă ne gândim la prorocul Isaia, care în capitolul 53 vorbește despre înviere. Vă dați seama, cu 700 de ani, Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile.
și lucrarea Domnului va propăși mâinile lui. Ce înseamnă aceasta? După ce își va da viața, va vedea și va trăi multe zile, decât viață, viață veșnică. Noi știm lucrul acesta, că Domnul Iisus era viața și viața întrupată, era Dumnezeul care a putut să ne mântuiască și să ne ofere și nouă viață veșnică. Am fost creați într-un mod așa de minunat. Suntem niște făpturi minunate, suntem o capodoperă care a ieșit din mâna lui Dumnezeu, o creație minunată. Și mai mult de atât, noi știm și cunoaștem că suntem niște entități veșnice, adică omul creat și care a primit suflare de viață din Dumnezeu, el dăinuiește pentru eternitate. Chiar dacă trupul acesta se perimează, se duce în țărână și se întoarce de unde a fost luat, totuși noi trăim viața. Dar iată că prin faptul că omul a fost amăgit și păcatul a intrat în lume, a intrat și moartea și despărțirea de Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a venit să ne readucă la viață. El, cel de-al doilea Adam, pentru că primul Adam a căzut, a eșuat în chemarea lui pe care Dumnezeu i-a dat-o și a ascultat șoapta vrăjmașului. Dar a trebuit să vină Domnul Iisus Hristos, care este numit al doilea Adam. Primul Adam a fost făcut un suflet viu prin suflarea de viață pe care i-a dat-o Dumnezeu. Al doilea Adam este un duh dătător de viață, un duh dătător de viață. Și de aceea Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să câștige un popor care să fie al lui și să fie plin de râvnă pentru el, pentru fapte bune. Iată, și David, care a fost un proroc, împărat în Israel, el a vorbit despre înviere. Și în Psalmul 16, David spune și face această declarație: am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea, inima se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. De ce spune lucrul acesta? Pentru că Tu nu vei îngădui ca sufletul meu să rămână în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. Declară David în prorocia din Psalmul 16 privitor la Domnul Iisus Hristos și la învierea Lui. Cu o mie de ani înainte. Și el aduce în discuție în ziua cincizecimii, când s-a coborât Duhul Sfânt și s-au ridicat apostolii și Petru a ținut o predică înaintea mulțimii care era acolo, strânsă la această sărbătoare. El a adus aminte și despre cuvintele acestea pe care David le-a spus în Psalmul 16 și spune: să mi fie îngăduit, fraților, și vă spun fără sfială, că David, care a scris aceste cuvinte, a murit și mormântul lui este în mijlocul nostru până în zilele noastre. Dar cel despre care a vorbit David este Hristos, pentru că el nu va vedea putrezirea. S-a vorbit, deci, despre învierea Domnului Iisus Hristos și în Vechiul Testament. Și iată că în Noul Testament vedem clar lucrul acesta și toți evangheliștii și toți apostolii în scrierile lor vorbesc despre evenimentul acesta măreț, despre învierea Domnului Iisus Hristos. Și El este acela care ne-a înviat și pe noi la o viață nouă. Acum, dacă ne gândim la apostolul Pavel, care a fost chemat într-un mod providențial de Dumnezeu și el a fost acela care a avut în mintea lui și ținta lucrării lui a fost să-L propovăduiască pe Domnul Iisus Hristos, cel mort și înviat. Și în toate epistolele sale vorbește despre aspectul acesta,
Și în epistola către Romani spune, se prezintă pe sine Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol și pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Și această Evanghelie a lui Dumnezeu privește pe Domnul Iisus Hristos, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, dar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Așa și începe Apostolul Pavel, epistola către Romani, și spune, Evanghelia aceasta este puterea lui Dumnezeu care aduce viață, aduce și readuce la viață pe oamenii care sunt morți în păcatele și în greșelile lor. Pavel le vorbește de asemenea și corintenilor în capitolul 15 și le spune acolo celor din Corint, biserica aceasta care era atât de frământată și care putem să spunem că nu s-a ridicat la înălțimea standardelor și așteptării pe care apostolul Pavel o avea din partea lor. Le spune, v-am făcut cunoscut fraților Evanghelia. V-am propovăduit Evanghelia pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa până la sfârșit. Altfel degeaba ați crezut această Evanghelie. Și ce reprezintă, care sunt pașii care îi exprimă apostolul Pavel acolo în 1 Corinteni capitolul 15 și spune, și anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, spune apostolul Pavel. Corintenilor, aceasta este Evanghelia. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci și noi suntem încă în păcatele noastre. Dar dacă Domnul Hristos a înviat, prin credința în jertfa Lui, am înviat și noi și avem parte de răscumpărare, de iertarea de păcate prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Deci aceasta a fost ținta apostolului Pavel, să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos și în epistola sa către Timotei, acolo spune că El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă nouă, celor care suntem copiii lui Dumnezeu. Ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după planul care L-a alcătuise înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin Domnul Iisus Hristos, Cel care a venit pe pământul nostru, Cel care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie, prin cuvântul, prin această veste bună care a răsunat prin gura acestor femei simple. Ele au fost alese de Dumnezeu ca să fie mesagerele acestea și să fie portavocea pe care Dumnezeu o dorea să audă ucenicii care erau închiși de frica iudeilor. Și ne gândim la apostolul, cei doi apostoli, după ce Maria Magdalena, femeia aceasta, care spune că, cred că prima care s-a dus la mormânt a fost Maria Magdalena. Spune că s-a sculat, spune în Evanghelia Ioan, s-a sculat pe când era încă noapte și s-a dus la mormântul Domnului Iisus Hristos. Și a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză și acolo ea a fost lămurită că Domnul Hristos este viu. Și mă întreb cât curaj a avut această femeie. Cei doi apostoli după aceea spune că au alergat și ei la mormânt. Au venit ca să vadă, pentru că lucrurile acestea li se păreau basme și nu credeau. Nu credeau. Și era Petru și Ioan. Și Ioan, probabil fiind mai tânăr, spune că a alergat mai repede și Petru a rămas în urmă. A ajuns Ioan la mormânt. Ce a făcut? A ezitat să intre în mormânt. A venit Petru după el și Petru a intrat în mormânt și atunci a intrat și Ioan și s-a convins, spune, a văzut și a crezut. Deci, mă gândesc, Maria Magdalena, ea cât curaj a avut ca să intre în mormânt și să ducă această veste
ucenicilor care, așa cum le-a spus Domnul Iisus femeilor, nu este aici, nu-L căutați printre cei morți pe Cel ce este viu. Aduceți-vă aminte ce v-a spus. Și femeile și-au adus aminte. Ce ziceți dumneavoastră? Ucenicii nu știau. Domnul Iisus le-a spus atât de clar lucrul acesta. Și dacă mergem numai în Evanghelia Matei, aș vrea să vă arăt trei versete care se succed pe fiecare pagină așa a Sfintelor Scripturi. Matei, capitolul 16, versetul 21. De atunci încolo Iisus a început să le spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor și din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și a treia zi are să învieze. Așa le-a spus Domnul Iisus ucenicilor. De atunci încolo, știți de când? De când Petru a făcut mărturisirea aceea, când a întrebat Domnul Iisus, cine zic oamenii că sunt? Și ucenicii au spus, unii zic că ești Ilie, ești Ilie, ești Ioan Botezătorul sau Ieremia, unul din proroci. Dar voi cine credeți? Pentru că i-a întrebat ce spun oamenii despre El. Și Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Și atunci Domnul Iisus a spus, ferice de tine, Petru, că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și de atunci încolo Domnul Iisus le spune, cum ce am citit versetul acesta, că El va pătimi, va fi dat să fie condamnat la moarte, va muri, dar a treia zi va învia. Și tocmai El, în pasajul, dacă îl citim mai jos, să vedeți cât de schimbător este omul. Într-adevăr, a avut o revelație de la Dumnezeu. Și când a auzit Petru lucrul acesta, zice, Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Cum să mori? Și Domnul Iisus s-a îndreptat către el și a spus, înapoi a mea, Satanu, pentru că tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. L-a mustrat pe Petru, pentru că, iată, prin gândurile acesta voia să îi spună Domnul Iisus să se ferească de lucrul acesta și să nu moară. Dacă dăm pagina la Matei, capitolul 17, deci asta, prima declarație a fost înainte de schimbarea la față. Acum, în capitolul 17, după schimbarea la față, Domnul Iisus spune iar în paragraful acesta, vestește moartea și învierea sa. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor și ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Deci le spune încă o dată Domnul Iisus Hristos și cred că la un timp răstim foarte apropiat că Fiul omului va fi dat să fie condamnat și va fi omorât, dar a treia zi va învia. Ei s-au întristat. De ce s-au întristat ucenicii? Pentru că oarecum Domnul Iisus nu le împlinea așteptările lor. Ei așteptau ca Domnul Iisus Hristos să îi izbăvească de dominația romană, de jugul roman. Aștepta să instaureze noua împărăție pentru Israel. Ei s-au întristat când au auzit lucrurile acestea. Dacă dăm mai departe o pagină în capitolul 20, din nou Domnul Iisus revine și le spune, 20 cu versetul 18, iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească și să-l bată, să-l răstignească, dar a treia zi va învia. A treia oară le amintește Domnul lucrul acesta, care se va întâmpla cu el. Care a fost răspunsul ucenicilor în momentul acela? La ce se gândeau ei? Păi dacă Domnul va pleca din mijlocul nostru, cine va fi mai mare între noi? Cine să preia conducerea? Și știm, a venit mama fiilor lui Zebedei și a spus, vreau să împlinești o dorință a mea, ca fiii ei să poată fi unul la dreapta și unul la stânga în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul a spus, nu știți ce cereți. Au știut ucenicii, Domnul Iisus le-a spus clar lucrul acesta. Și
Și în alte evanghelii vedem lucrul acesta. Dar iată că ei totuși nu au fost încrezători, nu și-au adus aminte până când Domnul Iisus Hristos a trebuit să se arate înaintea lor, să se prezinte și să ce vă înspăimântați? Un duh n-are carne și oase, cum vedeți că am eu. Veniți, pipăiți-mă, eu sunt, când i-a invitat la masă. Și știm că ei toți au crezut și au devenit slujitori ai cuvântului, l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos și au devenit în final martiri pentru numele și cauza Evangheliei. Iată, lucruri extraordinare. De aceea și Apostolul Ioan, după aceea, când spune că a intrat, a văzut și a crezut, el spune în epistola sa, ce am auzit cu urechile noastre și am văzut cu ochii noștri, ce am privit cu mâinile, ce am văzut și auzit, ce am pipăit cu mâinile noastre, privitor la cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o. Aceea vă vestim și vouă ca și voi să credeți. Și voi să credeți. Și poate în dimineața aceasta sunt suflete care încă poate nu au o credință puternică, ancorată în această Evanghelie, în Domnul Iisus Hristos, care este învierea și viața, Paștele nostru. Ioan, în finalul epistolei sale, întâia, capitolul 5, acolo spune, și mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață veșnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. V-am scris aceste lucruri vouă ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viață veșnică. Avem viață veșnică, frați și surori. Avem toți cei care credem în numele Fiului Dumnezeu. E un lucru extraordinar, măreț, pe care Dumnezeu ni l-a oferit în dragostea și în bunătatea sa nouă, niște ființe nevrednice, pentru că nu meritam, dar Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a scos de acolo de unde eram căzuți și ne-a așezat picioarele pe stâncă și stânca este Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. Și în această dimineață Domnul Iisus a spus prin Apostolul Pavel, zice, ce am primit de la Domnul, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din vinul acesta, să vă aduceți aminte de mine, a spus Domnul. Și desigur că frângem pâinea și ne îndreptăm privirea noastră cu inima noastră și cu mintea noastră acolo la cruce, la Golgota, unde Domnul Iisus Hristos a fost străpuns pentru noi. Și bem din paharul de vin care reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos care s-a vărsat pentru noi, cei păcătoși, ca să ne ierte de păcate. El să fie glorificat și slăvit în veci. Amin.